Bună ziua, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre rezumat cartea Ești ceea ce gândești de Dr. Wayne W. Dyer. Înainte de a începe, cum am spus și la celelalte rezumate ale cărților pe care le-am făcut, nu am nicio înțelegere scrisă sau verbală cu editura, autorul sau traducătorul. O fac din pură inițiativă. Cum puteți să aruncați bani pe un viciu, mai bine cumpărați o carte și citiți și puneți în practică ceea ce citiți. Acum depinde și ceea ce citiți. Bun, să începem. Wayne Dyer este o persoană care îi se cere deoseori sfatul. Ca autor de succes cu peste 30 de cărți publicate și cu o carieră de un orator internațional, Dyer face cunoscut pildele de viață mai multor milioane de oameni, cu toate că nu au avut o viață tocmai ușoară. Societatea occidentală ne învață că trebuie să fim competitivi, de ori că suntem împliniți atunci când ne stabilim multe țeluri și ne zbatem să le împlinim. Scriindu-mi cartea, am învățat să fiu flexibil în gândire. Ești ceea ce gândești, de Dr. Wayne Dyer, Principii taoiste pentru zilele noastre. Sunt 81 de pilde de pe timpul lui Confucius, acest Taozi, care a scris niște pilde legate de sărăcie, bogăție, înțelepciune și așa mai departe. Iar acest autor ne și traduce ceea ce înseamnă fiecare pildă. Cum să fii bogat, dar să fii înțelept, cum să fii înțelept, dar să fii milostiv și așa mai departe. Un pic despre autor. Dr. Wayne W. Dyer este autor și conferențiar de renume internațional în domeniul dezvoltării personale. Are un doctorat în consiliere educațională la Wayne State University și un timp a fost profesor asociat la St. John University de New York. Dyer este autor a 30 de cărți, a numeroase programe pe suport audio și video și a apărut în mii de emisiuni de radio și televiziune. Cărțile Manifest Your Destiny, Wisdom of Age, Vera Spiritual Solution to Every Problem și bestseller desemnate de publicația New York Times, 10 Secrets for Success and Inner Peace, The Power of Intention și Inspiration au marcat nu doar piața editorială americană, ci și percepția publică a unui domeniu de activitate, educația. În consecință, Wayne Dyer este supranumit în SUA sau America, părintele motivației, website drwaynedyer.com. Dr. Wayne Dyer este ceea ce gândești, Principii taoiste pentru zilele noastre, traducere în engleză de Eduard Bucescu, apărută la editura Curtea Veche. În engleză, Change Your Thoughts, Change Your Life, Leaving the Windows of a Tao. Prima dată apărut în 2007. Pentru tatăl meu, Melvin Lyer Dyer, deși nu te-am cunoscut, după ce am asimilat pe de-a întreg înțelepciunea ta, am priceput în cele din urmă. Totul este ok și așa a fost mereu, perfect, te iubesc. Le mulțumește traducătorul și autorul următoarele 10 cărți. Toate sunt legate de Tao Te Ching sau Tao Zi. Și acum un pic despre prefață. Progresul este imposibil fără schimbare, iar aceia care nu-și pot schimba felul de a gândi nu pot schimba nimic. George Bernard Shaw. Este un citat. Această carte este produsul final al unei călătorii de un an, timp în care am cercetat, am contemplat și am aplicat preceptele din Tao Te Ching, o lucrare profundă care a fost tradusă în mai multe limbi decât orice altă carte din lume, cu excepția Bibliei. Mulți specialiști consideră această lucrare clasică a literaturii chineze, un discurs desăvârșit despre natura existenței, mai mult ea continuă să fie o resursă valoroasă în vederea acordării la un model de viață care garantează integritatea, fericirea, pacea și echilibru. Am citit recent despre cineva care a reușit să se debaraseze de un comportament dăunător care îi provoacă dependență și chiar îi pune viața în pericol, citind de câteva ori cele 81 de versete ale acestui vechi text. Închipuiți-vă numai, în mai puțin de 100 de scurte paragrafe, acest text descrie un mod de viață care este echilibrat atât moral cât și spiritual, iar metoda de față funcționează pentru orice însemna viață pe acest pământ. Legenda ne spune că Tao Te Ching este opera lui Lao Zi, un profet care era și custodele arhivei imperiale din vechea capitală Luo Yang. Observând declinul vertiginos care se instalase pretutindeni într-o perioadă de războaie interstatale, Lao Zi s-a hotărât să se îndrepte călare către vest, spre deșertul, la trecătoarea Hankul, la un han, paznicul ultimii trecători, care era la curent cu fama de om înțelept al Lao Zi, l-a rugat să așterne pe hârtie esența învățătului sale. Astfel, Tao Te Ching s-a născut din 5.000 de ideograme chinezești.
În lecturile mele despre originea acestei opere nu am găsit niciodată o variantă istorică definitivă a acestei scrieri și totuși asta supraviețuiește în mii de versuri în aproape toate limbile. De fapt, după ce am citit acest text clasic într-o dimineață, pentru că mai apoi se întrevăd o interpretare, cu totul diferită în după amiaza acelea zi, am fost pe de altă parte captivat. Am comandat mai multe traduceri, dintre cele 5 erau destul de vechi, iar 5 erau de dată mai recentă. Veți găsi titlurile lor în rubrica de mulțumiri. Cum și la o zi și originea versetelor sare rămâne adâncit în negura istoriei, am fost fascinat de diverse felul în care cele 5.000 de ideograme erau interpretate de specialiști în edițiile studiate, mai ales dacă ținem cont de faptul că multe dintre aceste simboluri chinezești nu mai sunt de mult în uși și se pretează ele însă la diferite traduceri. Am simțit apoi în boldu de a scrie un eseu despre fiecare verset în parte, un eseu care să scoată în evidență înțelepciunea lui neprețuită și cum aceasta poate fi aplicată în secolul al XXI-lea. Pornind de la cele 10 traduceri pe care le-am parcurs, am pus la cap cele 81 de pasaje. Din ești ceea ce gândești, urmărând mereu în ce măsură zenom la aceste versete. Cartea de față este o interpretare personală a lui Tao Te Ching și arată cum fiecare verset în parte mi-a oferit o viziune mult mai profundă despre viață și natură. Despre măsură ce citiți, să rețineți că am întocmit această pagină din ce am simțit eu, în mod cât se poate de personal, că ar fi cele mai utile aspecte din cele 10 traduceri distincte pe care le-am studiat. Și pe această cale îmi cer scuze pentru eventuală omisiune, ca și pentru varii aspecte pe care am inclus și care poate nu se integrează perfect. Una dintre multiplele daruri pe care le varsă Tao Te Ching asupra cititorului este și faptul că își ascute mintea și îl face mai dibace, în special prin felul în care la o zi utilizează ironia și paradoxul atunci când te invită să contempli viața. Dacă te gândești că cea mai bună soluție este să fii într-o poziție de putere, la o zi te îndeamnă să vezi care este valoarea umilinței. Dacă ți se pare că este momentul potrivit pentru a acționa, el îți cere să-ți iei în considerare alternativa non-acțiunii. Dacă simți că este necesar să te agăți cu tot din adinsul de ceea ce vrei sau de ceea ce ai nevoie și de aceasta te va ajuta să obții lucruri dorite, îl desfătuiește să nu cauți aceeași sta cu disperare și să ai răbdare. Și la urma urmei, ce este Tao? După cum mi se spune în primul verset anumit, acest lucru înseamnă a-l pierde, așa încât asta e tot ce să vă pot spune. Tao este realitatea supremă, sursa tuturor lucrurilor care pătrund peste tot. Tao nu începe și nu se sfârșește niciodată, nu face nimic și totuși însuflețește tot ce are formă și limite în această lume care este dominată, lumea celor 10.000 de lucruri. Comentariile asupra Tao Te Ching interpretează adesea Tao ca fiind calea T. Este forma și puterea, adică felul în care se manifestă Tao, iar King este cartea. Toate traducerile pe care le-am citit se referau la Tao ca la calea supremă, în timp ce te era văzut ca aducând un plus de lumină sau culoare căii. Ei bine, dacă stau și mă uit la numele pe care îl port de peste 65 de ani, Wayne Dyer, îmi dau seama ce anume m-a tras să studiez și să scriu aceste eseuri. După cum puteți vedea, primele trei litere din numele meu alcătuiesc cuvântul Way, cale, în limba engleză, în timp ce Dyer, vopsitor în limba engleză, este cineva care adaugă lumină sau culoare. De aceea nu este de mirare că m-am implicat atât de mult în citirea, scrierea, interpretarea și mai ales punerea în practică celor 81 de versete. În cartea sa, The Wisdom of China in India, Dr. Lin Yutang afirmă, dacă există o singură carte în toată literatura orientală care trebuie citită și care mai presus de toate celelalte cărți, atunci aceasta este, după părerea mea, cartea despre Tao de la o zi este una dintre cele mai profunde cărți din filozofia universală. Pe măsură ce veți citi această carte și vă veți croi drum prin filozofia mistică și practica lui Lao Tzu, dar și veți dobândi și bucuria de a putea aplica această filozofie în viața noastră care se desfășoară în lumea noastră modernă. Când am scris această carte, m-am lăsat pe deplin condus de anumite idei pe care nu păreau să potrivească mereu cu un cadru național și liniar. Acest lucru m-a schimbat într-un fel care se asemănă foarte mult chiar cu Tao, nu pot fi numit și nu pot fi aplicat. De îndată ce am aflat că voi petrece un an cu acest proiect, ideea acestei cărți mi-a venit în felul următor, după cum am scris și în jurnal. Puteți mai citi din ea că poate mesajul principal din Tao Te Ching este să înveți cum să te poți desfăta de simplitatea lucrurilor pe care ți le transmite aceste sacuri atât de vechi. Pe măsură ce pui ideile în practică, vei descoperi că sunt de profund și chiar în acel moment vei fi uimit să constați că sunt de naturale și de simple. Sfaturile acestui maestru din lumea antică sunt atât de ușor de aplicat încât nu trebuie să încerci să le complici. Pur și simplu îngăduiești să rămâi în armonie cu propria ta fire, care este demnă de încredere dacă o asculți și acționezi cum te inspiră. Sper că te vei îndrăgosti cu mult entuziasm de la o zi și a lui minunată scriere Tao Te Ching și că vei aduce și tu lumină și culoare în plus mari căi. Îți ofer dragostea mea împreună cu dorința de a trăi într-o lume bazată pe valorile Tao. Nu cred că există o perspectivă mai frumoasă pentru tine, pentru planeta noastră și pentru întregul nostru univers.
Wayne Dyer scrisă din Hawaii. Despre păsări știu că au aripi ca să zboare, despre pești știu că au aripioare pentru a nota, iar despre animale știu că au picioare ca să alerge. Pentru picioare există capcane, pentru aripioare peștelor este năvoadele pe scală, pentru aripile păsărilor este săgeți. Dar cine știe cum pot dragonii să se înalțe mai presus de bătaia vânturii și de nori până în cer? Astăzi l-am văzut pe Lao Zi și el este un dragon. Din The Way of Life According to Lao Tzu. Acest citat este atribuit lui Confucius, care ar fi rostit aceste cuvinte după ce l-a vizitat pe bătrânul la o zi, la care s-a dus să ceară sfatul în legătură cu diverse elemente de etichetă ceremonială. Acest la o zi a fost contemporan cu Confucius. Bun, acum un pic despre epilog. Închei acest proiect de un an într-o notă personală pentru că vreau să împărtășesc acum 81 de versete. Mi-au sporit neașteptat de mult fascinația și venerația față de puterea și vasta înțelepciune a acestei scrieri străvechi devenit între timp o scriere clasică. Recitește citatul de la începutul cărții atribuit lui Confucius. Legenda spune că acest maestru a fost atât de impresionat de influența lui Lao Tzu încât l-a căutat ca să-l consulte în chestiuni de etichetă și alte reguli, ceea ce constituia preocuparea majoră a filozofiei confucioniste. Deși Lao Tzu considera acest aspect ca fiind pură ipocrizie, lipsi de sens. După ce l-a întâlnit pe Lao Tzu, Confucius le-a spus discipolilor săi că acest om este un înțelept, un dragon, cu puteri misterioase, dincolo de capacitatea de înțelege a celor mai mulți oameni, Confucius însuși numărându-se printre ei. Cât am scris aceste 81 de sere, am simțit o atracție aproape mistică față de Lao Tzu. În versetele de început m-am gândit la el ca la un mare pedagog care ne oferă nouă tuturor sfaturi despre modul în care să aplicăm înțelepciunea lui, zvorâtă din străvechea China, în lumea noastră modernă. Pe măsură ce trece timpul și devenim tot mai absorbit de învățăturile lui, începeam să simt că la o zi îmi vorbește direct mie și apoi prin mine îți vorbește ție și chiar generațiilor viitoare. Câteodată mi se pare că la o zi punea foarte explicit că trebuie să înțelegem să explicăm aceste mesaje importante sau vom dispărea ca societate civilizată. Alte ori, pe când scriam cartea, era momentul în care puteam chiar să simt prezența alături de mine. Când am terminat de scris acest manuscris, m-am avut ocazia inevitabilă și dureroasă de a experimenta eu însuși calitățile Lao Tzu și puterea lui de dragon care l-a impresionat pe Confucius. În întreaga carte Lao Tzu mi-a oferit o perspectivă profundă asupra căi, cu ajutorul căreia pot să înfrunt furtunile și norii negre ai timpului și al spațiului. Tot această cale m-a ajutat să înfrunt o criză care inițial mi se părea insuportabilă. Pe când citeam versiunea editorială finală a cărții, de față m-am confruntat probabil cu cea mai mare provocare personală din viața mea. Am simțit în mine o durere adâncă, aceea durere în care aduce adesea pe oameni în pragul conflictelor. Am simțit mânia care îi face pe oameni să se considere victime și în cele din urmă îndeamnă să apeleze la soluții extreme, precum războiul, împrejurare frecvent dezbătută în Tao Te Ching. Gândurile mele se luptau cu spusele lui Lao Tzu, care ne îndeamnă să nu avem dușmani, cu siguranță că oricui ar fi imposibil să rămână senin, să fie în continuare conectat la sursa iubirii și la bunăstării, dacă ar trece prin ceea ce treceam eu. Ce noroc că s-ar fi putut ascunde în acest caz, care părea să se evită în viața mea de nicăieri, fără niciun motiv întemeiat. Dacă nu reușeam să fiu de acord cu principiile lui Lao Tzu, urma să fiu desemnat învățător al oamenilor răi, în loc să-i învăț pe cei buni. Aceasta și alte întrebări îmi treceau prin mult timp în cap ceea ce citeam fiecare verset. Apoi am început să simt ogoarea flăcărilor dragonului la o zi, doar ogoare ce mi-ar da fața pe măsură ce citeam, era și cum îmi vorbea direct mie. Spiritul fizic, intelectual și emoțional. Am început să simt la o zi că mă încălzea cu focul puterii lui de dragon, că și fiecare verset îmi oferea exact înțelepciunea de care aveam nevoie în momentul când recitam. Ceea ce la început mi se părea o situație deznădăjduită și nimicitoare a devenit în cele din urmă vocația mea, să trăiesc cu bucurie și recunoștință pentru tot ce mi oferă Lao. Când vei închide această carte, dorința mea este ca și tu să poți să aplici înțelepciunea măreața lui Tao, astfel încât chiar și în cele din mai dificile momente să poți să schimbi felul de a gândi și de a bucura, prin urmare și de schimbările ce vor apărea în viața ta. Poate că nu sunt un maestru Tao, dar sunt un om îndrumat de Tao. Nu contează cum am reușit aceste cuvinte de Tao Te Ching să fie scrise și de dănuie. Peste 25 de secole, sunt onorat că am fost chemat să ajung la clarificarea lor pentru tine. Sunt împăcat. Mulțumesc la o zi. Bun. Cam ce găsiți. Mulțumiri, prefață, cum să trăiești misterul, cum să trăiești paradoxala unitate, cum să trăiești într-o stare de mulțumire, trăiești infinit, cum să trăiești nepărtinitor, cum să trăiești în mod creator, cum să trăiești mai presus de ego-ul tău, viața ca o curgere, cum să trăiești cu modestie, cum să trăiești în unitate, cum să trăiești pe seama viitorului, cum să trăiești însuflețit de o convingere interioară, cum să trăiești cârmuit de minte liberă și independentă, cum să trăiești dincolo de formă, cum să trăiești fără grabă, să trăiești constant, cum să trăiești ca un conducător luminat, cum să trăiești fără reguli, cum să trăiești fără atașamente, cum să trăiești fără efortul,
cum să trăiești cu un paradox inaccesibil, cum să trăiești flexibil, cum să trăiești cu naturalețe, cum să trăiești fără excese, cum să trăiești cu măreție, cum să trăiești calm, cum să trăiești îndrumat de lumina ta lăturnică, cum să trăiești în virtute, cum să trăiești călăuzit de legea firii, cum să trăiești fără să recurgi la forță, cum să trăiești fără arme, cum să trăiești bunătatea perfectă a lui Tao, cum să trăiești să te porți stăpâni, cum să trăiești marea cale, cum să trăiești dincolo de plăceri lumești, cum să trăiești în taină. Cum să trăiești în simplitate, cum să trăiești urmărindu-ți propria natură, cum să trăiești ca parte dintr-un întreg, cum să trăiești revenind și cedând, cum să trăiești dincolo de aparențe, cum să trăiești contăpându-te cu armonia, cum să trăiești cu delicatețea, cum să trăiești în când te oprești, cum să trăiești dincolo de superficialitate, cum să trăiești în pace, existând și pur și simplu, punând în aplicare lecțiile micșorării, fără să judești, fără să condamni, ca un nemuritor, urmând virtutea ascunsă, cu gândul întoarcerii la mama lumii, trăiești onorabil, trăiești ca și cum viața ta contează cu adevărat, în detașare, să trăiești în cunoaștere și tăcere, fără autoritarism, netulburat de soarta bună sau rea, cu moderație și cumpătare, fiind imun la rău, podopindu-te cu modestie, înconjurat de comorile din tezarul lui Tao, dincolo de greutățile vieții, aici și acum, cu sufletul curat, făcându-te asemenea mării, folosindu-te de cele trei comori, prin cooperare, fără dușmani, viața sunt banii lui Dumnezeu. Departe de boală, în spială și acceptare, prin semnaja cerului, fără frică de moarte, fără prea multe pretenții, rămânând medios, oferind ceea ce ai în plus, asemănându-te apei, cum să trăiești fără sentimente, cum să trăiești propria utopie, cum să trăiești fără să acumulezi și epilogul. Așa arată cartea față, laterală, versul. Repet. Decât să aruncați banii pe un viciu, puteți să cumpărați această carte, dacă nu s-o împrumutați, să întrebați un prieten, o puteți găsi pe internet o recenzie sau un scurt rezumat al cărții. De comandat puteți să o comandați pe librării online gen Libris, Elefant, Emag, pe internet sau în librării fizice. Nu o să regretați, pentru că sunt 81 de versete care vă pot schimba viața și vă pot face să fiți mult mai înțelegători, mult mai tolerabil cu voi înși vă, dar și cu cei din preajma voastră, să nu puneți atât de multe lucruri la suflet. Să fiți impasibili, dar și în același timp mult mai buni și mai echilibrați și echidistanți. Repet, merită, nu înțelegeți, întrebați un prieten, dacă aveți un prieten care a cumpărat-o, împrumutați cartea, citiți-o, cât dați pe un viciu și aruncați bani în vânt, măcar luați o carte și vă va deschide noi orizonturi. Credeți-mă, să merită și e un lucru mult mai bun decât să pierdeți bani aiurea. Bun, eu vă salut, vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.